Conform rezultatelor obținute în urma închiderii secțiilor de votare în județul Hunedoara a fost câștigător candidatul Partidului Național Liberal Claus Iohannis. În urma votului exprimat, situația a stat astfel. Simeria PSD 37,73%, PNL 62,27%, Călan PSD 36,25%, PNL 63,75%, Hatzeg PSD 39,4%, PNL PNL 60 60,6%, Petrila PSD 65,7%, PNL 34,3%, Petroșani PSD 54,04%, PNL 45,91%, Aninoasa PSD 64,5%, PNL 35,5%, Vulcan PSD 60,1%, PNL 39,9%. Lupeni, PSD 60,49%, PNL 39,51% și Uricani, PSD 60,74%, PNL 34,3%. La fel ca în primul tur al alegerilor prezidențiale, Valea Jiului a făcut notă discordantă față de restul județului, fapt dovedit prin numărul mare de voturi pe care l-a obținut candidatul Partidului Social Democrat, Viorica Dănci.